Polițiștii din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Pitești și procurori de la DIICOT au ridicat 11 membri ai unei grupări care se ocupa cu traficul și comerțul de țigări de contrabandă. Pentru destructurarea rețelei au fost efectuate duminică 12 percheziții domiciliare la adresele membrilor grupului în județele Argeș și Suceava, precum și la sediile sociale a două firme folosite în activitatea infracțională, fiind puse în executare 11 mandate de aducere pe numele suspecților. La acțiune au participat și polițiști de la Biroul de Combatere a Criminalității Organizate Suceava și de la Spir Argeș, beneficiindu-se de sprijinul de specialitate al ofițerilor de la Direcția Generală a Inspectoratului de Poliție. Din investigațiile efectuate a reieșit că în perioada ianuarie-decembrie suspecții au transportat, depozitat, distribuit și comercializat în județul Argeș țigări de contrabandă, obținând venituri ilicite de peste 500 de mii de lei. În urma perchezițiilor efectuate au fost descoperite și ridicate în vederea continuării cercetărilor 196 de mii de țigarete de diferite mărci, fără timbru de marcaj valabil pe teritoriul României. Întreaga cantitate de țigări urmează să fie preluată de Direcția Județeană pentru Accize și Operațiuni Vamale Argeș în vederea stabilirii prejudiciului cauzat bugetului de stat.